Aș vrea să-l prezint pe prietenul meu, Romica Barb, care astăzi, privind înapoi anul 2004, extrem de important pentru mine în Lisabona, a însemnat debutul în ce privește lumea literară din Lisabona. Astăzi nu mai am așa strânsă legătură cu lumea literară din Lisabona, trăind în Madrid, dar ca un eco, la anul 2004, realizez astăzi că fără întâlnirea și fără sprijinul enorm al lui Romica Barb, astăzi nu aș fi știut cum să fac. Nu era suficient să știu ce, aveam nevoie să aflu cum aș fi putut să fac. A depus o muncă enormă în ce privește crearea vizuală a diasporei, iar astăzi înțeleg că și în crearea spațiului Niram și în revista Niramar găsesc ca sprijin propunerile pe care mi le-a dat el, învățătura, știința pe care mi-a dat-o el, cercetarea, analiza, toate programele pe care el le-a studiat, special pentru diaspora și mai ales generozitatea cu care a ținut neapărat să nu plec de lângă el fără să am școala pe care mi-a predat la Lisabona în 2004. Vă simțiți, iată, în spațiul acesta după prezentarea asta foarte sufletistă? Este o reîntâlnire după câțiva ani buni. Este un moment emoționant, pentru că, într-adevăr, reușim să retrăim o amiciție care s-a născut cu câțiva ani în urmă, așa cum a fost menționat. Dar poate că ar fi bine să menționez de la bun început care este lucrul care m-a determinat să mă implic cu această forță în acest proiect. A fost efectiv motivație foarte puternică pe care am văzut-o în Romeo. După aceea, procesul aducerii în existență a ziarului, să spunem așa, a fost nici de cum un proces bine planificat. A fost o succesiune de întâmplări, de experiențe, de opțiuni, de decizii care au fost făcute de-a lungul. Dar nu am avut niciun fel de șablon. Am avut doar ideea de a crea un ziar cu un aspect nu foarte modern, oarecum cu o tentă mai veche. Despre acest loc creat, iată, de la sfârșitul anului trecut. Este un loc surprinzător pentru mine. Știu că asta a fost, de asemenea, a fost parte din imaginația lui Romeo. Știu că am vorbit despre asta cu ani în urmă, în 2004. Și iată că îl văd acum concretizat și mi se pare într-adevăr o mare realizare. De asemenea, știu că a fost implicat aici un efort enorm din partea Delicia, câtorva colaboratori. Și este un spațiu agreabil. Vă referiți persoană? Ca om, se pare că este un comunicator nativ, adică are capacitatea de a transmite nu idei, dar de a inspira persoane, în sensul de a se simți parte integrantă dintr-un proiect. Asta este un atribut important pentru un lider, capacitatea de a crea un ambient. Iar nu aceea de a da instrucțiuni explicite. Deci nu vorbim despre reguli, vorbim despre ceva mai despre influență de altă natură.